Novena la fericitul Carlo Acutis. Părinte iubitor, Tu ne-ai dăruit mărturia înflăcărată a tânărului Tău slujitor, Carlo Acutis, care a făcut din Sfânta Euharistie centrul vieții sale și puterea îndatoririlor de zi cu zi, astfel încât toți să Te iubească mai presus de orice. Fă ca el să fie numărat curând printre sfinții bisericii Tale. Întărește-m credința, sprijină-mi speranța, mărește-mi iubirea după pilda tânărului Carlo, care crescând în aceste virtuți, viețuiește acum împreună cu Tine. În Tine mă încred, Tată, în Fiul Tău iubit Iisus și în Duhul Sfânt, în Fecioara Maria, Maica noastră dragă, și în mijlocirea slujitorului Tău, Carlo Acutis. Să fiu mereu aproape de Iisus, acesta e țelul vieții mele. Sfânta taină a Euharistiei, autostrada mea către cer. Fericite, Carlo Acutis, roagă-te pentru noi! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.